Băiatul de 7 ani rănit grav într-un accident de circulație a fost transportat la Spitalul Bardazar din capitală. Starea copilului este critică în continuare. Rănile de la cap sunt foarte grave, iar copilul este în comă profundă. De aceea medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. La volanul mașinii se afla mama copilului, iar polițiștii spun că avea viteză când a pierdut controlul volanului într-o curbă. Mașina s-a rostogolit 100 de metri într-o prăpastie. Băiatul a fost găsit în afara mașinii la mare distanță și părinții săi au fost răniți, însă nu atât de grav. Ei se îndreptau spre Păltiniș, acolo unde petreceau vacanța de iarnă.